lasă-mă, frate, dă-mi și noi startul la acest video pe care l-ați vrut să îl fac cu cumpărăturile mele. O să încep cu ce aveți nevoie în principal. O să aveți nevoie de un blender. Ca student, luați-vă un blender, am dat 200 de lei pe ăsta, 1400 de wați rupe. N-am să vă arăt că am încheiat toată camera pentru că e plin de femei aici, în niciun caz că ar fi mizerie. Și o să începem cu al doilea lucru, ce ne trebuie nouă. O să avem nevoie, bineînțeles, de un frigiderescu. O să avem nevoie de un aragaz, un pic de voie bună, un pic de chef de treabă și hai să-i dăm. Revin după ce mă pensez, bărbierez, fac și un duș, când o să mă duc să-mi fac cumpărăturile. Micuța mea, de când nu te-am mai încărcat, eu și ea funcționează. Oh, ce-i dau, ce-i dau. Mă duc să caut pe doamna Penseta și vă voi arăta aspectul meu de tot roșu pe față și cremă și... Mă, facă hau. Ăsta este background-ul meu de aici, din spate, din faie. O să facem un video cât timp ne bărberim, ne pensăm, ne... O lua prea mult, hai să vedem. Bă, considerabil. Să vedem ce iese la final. Mie îmi place mereu ce iese la final. Deci, întâi mai iau cu mașina și apoi îmi dau cu picul să fac aici o super formă. Văd că am un gol aici, se și vede pe cameră. Ha, a fost o glumă, bă. Cred că am tăiat cam mult din tine. Fresh! Trecem la pasul de pensatul. Fresh. Fetelor, vreau să scrieți în comentarii cum vă luați, cum vă faceți pe sprâncenele. Că am înțeles că mai sunt niște metode de epilat cu laser, ceară. Eu sunt pe basic, am o, stați să vă arăt foarfeca mea, am o foarfecă, eu Tom. Ești nebun. Așa, și mai am o penseta aurie care bineînțeles că e ceva metal la 4 lei și ia bium. Cu asta mă descurc și fac sprâncenele. Să vedem ce iese. Gata, mă, tot războiul a trecut. După ce mă bag la duș, să vedeți cum arăt, am nevoie de un feedback din partea fetelor. Băiatul s-a pensat. Și că dacă faci duș cu apă rece, se îmbunătățește circulația sângelui și ești mai sănătos. Gata, mai am făcut și noi dușachesul. Să dăm un check la cum stăm cu canalul de YouTube și o luăm la pas pentru cumpărături. Hai să ne gustăm un canal de YouTube. Oare cum arată Google Chrome? 206 abonați! Oamenii mei. Oamenii mei, mamă, ce bine mă simt. Bun, ne vedem pe drum. Să fac și clasica aia acum. Gata, am plecat și noi la cumpărături. Cocalar Modon. Am băgat și noi un pic așa mai lejer. Mergem frumos, facem cumpărăturile. Bă, pentru prima dată în viața mea când îmi iau pungi cu mine de la Lidl. Că gen, fiecare dată îmi cumpăram pungi de acolo, dar nu știu ce mi-a venit mie acum, zic, bă, să fiu pregătit pentru vlog, să iasă totul bine. Și ce am făcut? Am luat pungi cu mine, zic, dă-te, Doamne, iartă-mă, Emile. Mergem frumos, facem cumpărăturile. Să vedem cum ne descurcăm, să și vorbim, să și arătăm. N-am făcut niciodată asta, o să fie minunat. Wow, student în campusul studențesc, se filmează pentru vlog. Mare mafiot. Ne vedem din Lidl, stați un pic să vă arăt. Spuneți fetelor, o mi arată sprâncenele. Dar bărbița băieții mei, dați-mi un feedback. Hey, that's pretty good. Gata, o să fiu cam ciudat. Cred că mai bine filmez cu camera după spate, nu? Și vorbesc, cred că încercăm așa. Mergem frumos să ne luăm un coș și ne aprovizionăm cu sănătate. Nu știu, cred că facem cumpărături pentru vreo 3-4 zile. Unde ești, măi? Nu găsesc contul de arahide și nu vine să cred că aici era. Poate nu-l văd eu. Nu este, nu este unt. Mandarinele pentru fresh le fac la blender, dar mi-am luat deja, am vreo 2-3 kg acasă. Mergem pe un ton de carne. Două caseroli de piept de pui. Bam. Iau de remușuleț ca să nu mai trebuiască să-l tai. Mă gândesc că iau și niște carne de porc, bam, uitați ce am găsit. Am luat și un cotelet, nu se țină mâncă în plastic. Cașcavalul iau mai mult pentru grăsimi. Multe grăsimi saturate, într-adevăr, dar am găsit ceva reducere la ăsta. Arată bine. E în termen. Next, iaurturi. Minunat, e liber aici la iaurturi, să vedem ce. Avem aici cu 0% grăsime. Lapte mai am, nu consum așa de mult. Cofragul nesimțit de ouă. Pentru studență, ce spereți, bineînțeles. Trebuie să găsim mazăre extra fină. Care? Noi aici. Așa. Bă, n-am gătit niciodată linte. Astăzi gătim linte. Niciodată n-am gătit linte. Ce ciudat e, jur. Jur. Uite lumea la mine cum o fumeze liber. Minunat. Sunt senzație. Și avem aici linte. Un kil chiar. Cred că astea sunt năut, borăsc. Ba, orez mai avem, paste mai avem, sos, poate mi-a trebuit sos. Bă, nu să-mi iau sos, nu știu că zahăr are, să vedeți zahăr are nebunul. Are ceva zahăr, din tot ăla iau 20 grame de zahăr, numai la o masă, curat. Pește, ton, mami,
te-am găsit. Puh, ce slab e, tati, ce fac din tine? Ești cam light. Eu omleta mi-o fac cu un bacon din ăsta. Din Lidl. Bă, și când trebuie niște pătrunjel, n-avem pătrunjel, ne punem niște foi de ceapă. Și când ne trebuie niște ardei, ne trebuie ceapă, roșie. Stai să vedem ce mai trebuie, nici am văzut eu acolo. Ceva ingrediente, habar, nu le luăm și pe alea. Ne vedem după ce mai citesc, așa că ziționăm de aici, nu? Bam, ceapa. Mergem frumos să ne căutăm și ceapa roșie. Undeva pe aici, probabil este. Am cumpărat ceapa. Și că trebuie să mă duc după niște condimente pentru carne și tot nevoie de sezonare. Dorm. Stați, este jur. Bă, ci că ne trebuie așa. Un d-asta curi nebunie. Ba, îmi iau totuși un d-asta de pui. Oregano. Bă, busuioc cum îl pun în omletă. Ci că cimbru. Da, mă, cimbru. Găină friptă în salam de usturoi. Boia de ardei dulce. Minunat. Te-am găsit. A, piper și sare. Hai că le avem pe toate. Condimentele nebune. Bă, nu, este prima dată când gătesc linte. O mare provocare. Să vedem ce iese. Mai am să găsesc ardei și am zis că îmi iau și niște legume congelate. A, le-am și pus aici. Ba, mai luăm niște banane, un niște semințe și cam atât. Cu cumpărăturile, revenim de la casă. Cam așa mi-a arătat coșul. Am observat că mărcește puțin fața. În cameră o să vă spun exact mesele mele de astăzi, ca să vă faceți așa o idee. Sunt practic la 92 de kg acum și încă sunt pe deficit. O să fac deficitul de cam 200 de calorii. O să vă pun pe masă toate produsele pe care le-am luat. O să vi le spun și când mănânc și când le mănânc și așa mai departe. O să vă prezint mesele mele cu toți macronutrienții lor, ca să vă vedeți cum îmi fac eu targetul zilnic. Gata, mă, și prețul final 118 lei și am 3 plase. Full. Ne vedem din cameră. Bun, și cu videoul din cameră, scuze Alex că ți-am ocupat biroul, avem așa. Cotletuțul cu, bă, promit să-mi tai și unghiile, nu o să rămân așa. Deci avem aici 1, 2, 3 bani, 3 zile și cu iaurtul ăsta o să vină vreo 5 zile. Deci timp de 5 zile noi avem, 5 dimineți noi avem iaurt. Avem aici mâncare de săraci, super blană, e mai light așa ia un pic. Avem aici ceapa, ceapa o consum cam cu orice masă, sincer. Bag și în omletă, îmi bag și în orez, îmi bag și în legumele alea acolo fierte, o să o bag peste tot. Eu cu cașcavalul ăsta de aici îmi suplinesc mesele, suplinesc proteina și grăsimile în cazul în care nu prea am, că după cum observați n-am de unde să-mi iau grăsimi de aici. Ia să vedem de aici dacă am și grăsimi să-mi iau. După cum vedeți este super light, deci eu grăsimi n-am de aici, n-am de aici, am aici grăsimi, dar nu consum foarte multe ouă. Consum cam 5 ouă pe zi, dar pun undeva la 3 ouă între cu două albușuri, uneori mă duc la 7 ouă, dar dacă mă duc la 7 ouă tot așa. 5 ouă întregi cu două albușuri, condimentele nebune, vine ceapa asta pe care că trebuie să o folosesc ca să-mi gătesc. Am uitat să-mi iau sos de roșii. What the fuck? Bine, Emile, ești băiat deștept. Cu asta îmi suplinesc omleta, asta mi ajunge vreo 3 mese de omletă, că îmi pun cam 100 de grame, dar mai am niște cârnăciori afumați din partea părinților. Aici avem fulgi de ovăz. În zilele mele bune consum cam 200 de grame de fulgi de ovăz, deci asta ar trebui să-mi ajungă vreo 5 zile. Așa, deci tot ce e aici pe masă ar trebuie să-mi ajungă 5 zile la 120 de lei. Deci pentru 30 de zile ar trebui să fie 120 ori 5, 120 ori 6, deci mamă, wow, stai Emil. Bă, destul de mult și n-am mai pus și mandarinele, pomelo, kiwi-urile pe care deja le am, n-am mai pus orezul pe care deja l-am cumpărat, adică eu nu suport să mănânc doar mâncare seacă, trebuie să combin cu ceva și nu. Bun, și până să ne apucăm de gătit am să vă arăt cam mesele mele, cam în ce constau și care sunt macronutrienții pe care îi consum eu zilnic aproape. Deci avem așa, o să încep acum. Deci mi-am făcut un super program. Deci o să bag 200 de grame de linte. Bă, nu știu cum se gătesc, dar o să-i mănânc. Și o să bag 200 de grame de linte în fiecare zi cu 150 de grame de linte cu 150 de grame de pui. Cotletul de porc are cam aceiași macronutrienți ca și puiul, tot la 22 de grame stă, acolo 20, și are 8 grame de grăsimi. Puiul are 2 grame de grăsimi, deci are 6 grame de grăsimi în plus, cu încă jumătate o să vină cam 9 grame de grăsimi, nu e nicio problemă. Deci am aici la masa mea de dimineață, o să încep cu iaurtul cu banana cum mă trezesc. Deci bag un iaurt cu banana unde o să am undeva la 184 de kilocalorii cu 130. Deci vin 310 kilocalorii masa mea de dimineață, această gustărică nebună, bam bam. Apoi vine masa mea din 5 ouă cu bacon. Unde te afli tu, baconașule? Te-ai ascuns? Bă, nu văd bacon, what the fuck. Bă, îl vedeți voi? Bună, dragule. Bun, cu acest bacon. Deci din asta de aici o să am ouăle, 5 ouă, vor fi 3 întregi cu 2 albușuri, deci vor veni și cu 100 de grame de bacon. Deci o să vină undeva la 40 de grade aproximativ de grăsimi. Carbohidrați nu prea luăm de aici, o să avem cam 3 grame de carbo, ce să zic, cam așa, și un 46 de grame de proteină. Să revin la masa cu puiul, că aici n-am spus, deci de aici din 200 de grame de linte cu 150 de grame de pui, o să avem 86 de grame de proteină, aproximativ cu 5 grame jumate
jumate de grăsim și o să avem un 80 cam pe acolo grame de carb. O să le postez, o să pun undeva aici în colțișor să fie. Așa. După ce halesc toate astea, vine shake-ul meu pe care îl beau înainte de sală. O să bag un shake de... Shake-ul meu va conține ori o banană, ori va conține mandarină, ori va conține fructe de pădure. Așa. Uneori îl fac cu lapte dacă vreau să suplinesc grăsimile și proteina și carbohidrații. Dacă nu trebuie, îmi pun apă. Așa, vine aici niște semințe pe care le bag. Vin și 100 de grame de fulgi de ovăz într-un shake. În total din shake-ul ăsta iau undeva la, cred că 90 de grame de carbohidrați în jur de. Luăm undeva la 13-14 grame de proteină, că în mare parte numai ăsta are proteină, și vreo 7 grame de grăsimi. Cam astea sunt mesele mele basic pe care le-aș avea cam în fiecare zi. Masa de aici pe care o am din linte și pui se duce undeva la 740 de kilocalorii. Masa de ouă cu bacon aici se duce undeva la 550 de calorii. La fel ca și shake-ul meu, se duce tot la undeva la 550 de calorii și masa mea de dimineață, iaurtul cu banana, vin la 310 calorii. O să pun aici cât trebuie eu să mănânc. Deci eu trebuie să mănânc cu tot cu deficitul meu 2700 de calorii, 211 grame de proteină cu 80 de grame de grăsimi și 272 de grame de carbo. Deci asta mă situează undeva. Totalul din toate mesele mele sunt de vreo 60 grame de grăsimi, 163 grame de proteină, 210 grame de carbo și 2150 de calorii. Deci asta înseamnă că eu mai am o diferență de vreo 550 de calorii pe care să le mănânc, vreo 20 grame de grăsimi și la carbohidrați mai putem umbla foarte ușor. Deci de asta am cumpărat acest cașcaval, bineînțeles, de asta mai avem o banană, de mai luăm 20 grame de carbo și de acolo, mai suplinim cu încă un pic de semințe în shake și mai mărim și grăsimile și ce vrem noi, deci efectiv cu restul noi ne jucăm. Cam astea sunt mesele mele basic. Și acum, dragii mei, trebuie să mergem să gătim lintele astea nebune, bineînțeles. Bă, am niște emoții că n-am gătit în viața mea linte, nici nu știu dacă se măresc. M-am uitat doar la 2 minute din videoclip unde mi-a spus să cumpăr niște sos de roșii și ghișe, n-am cumpărat niciun sos. Cred că o să fac cu apă și storc o roșie, storc două roșii, scuip în ea, nu știu, văd eu cum mă descurc. Așa, mergem frumos, ne gătim, bă, eu nu știu, cred că n-am să fac să-mi fierb pieptul și așa, cred că am să fac direct niște grătare din alea nebune. Ies pe ușă și ne vedem în bucătărie. Ciao. Gata, suntem în bucătărie, ăsta cred că am să-l gătesc mâine cu niște legume, că nu l-am băgat în rețeta aia de nebună. Deci avem aici puiul, îl voi cântări după ce îl condimentez, să vedem cam cât are el și cât o să rămână. Mi-am luat cântarul, n-am făcut asta niciodată. Efectiv, niciodată nu mi-am cântărit puiul înainte și după. Bă, și fac asta astăzi pentru voi să vedem ce iese. Acum îmi liniștesc și o curiozitatea, vă liniștesc și pe voi. Mi-am luat aici condimentele nebune, 3 căței de usturoi, îl tăiem pe ăsta și punem și pe ăsta. Am văzut ceva rețetă nebună cu linte, de le fierbem, punem și ceapă, punem și usturoi și apoi ce că le pisăm cu ceva blender din ăla nebună, nu am, să vedem cum o să reușesc și eu să le pisez cumva. Bun. Deci mulți ați spus că durează foarte mult să gătești, eu astăzi am să vă prezint cum faci. Cum o să vă faceți 5-6 mese, eu mănânc un pic mai mult, deci cum o să facem 5-6 mese în să vedem cât timp o să fie. Să elucidăm acest mit că, bă, dacă vrei să-ți gătești, durează foarte mult. Nu e adevărat. Ai frumos o tigaie, două, ai și tu o onă, ai pus apă la fiert și începi să dai drum. Deci este ceasul 5.32 și încă nu m-am apucat. Să vedem tot în această ipostază în cât timp terminăm. Bă, mă ustură rău ochii. Wow, și mă pișc ochii, mă. Când mă pișc ochii, mă duc și îmi bag ochii înapoi. Mantel. Bun, o să punem, să spălăm ceapa. Cam asta de aici și cu lintele. Vor veni înapoi aia care fierbe acolo. Bum, hai să vedem cum le băgăm cu o mână. Ce nu fac eu pentru vlog, ha. Duceți-vă la vale, hai. Am că a reușit. Gata, sunt acolo. Pun și lintele. Uite ce frumos o gaură. Wow, cum arată lintele astea, hai. Duceți-vă, duceți-vă.
Mamă, m-am umplut acolo, fii atent. Deci, dacă cumva lintele se umflă, am scăpat sarmalele pe masă, ești nebun? Mamă, sper să nu se umfle. Bine, o veste foarte bună. Lintea, ce că își schimbă dimensiunea. Și am luat-o, bam, ceva alternativă. Bă, până acum situația este sub control, bă, ce greu să și filmezi, să și jurele astea, să vă arăt cum arată aici. Am reușit să dublez un pic, nu mi-am dat seama că se și dublează lintele, v-am spus, n-am funcționat asta. Am dat drumul aici, punem foarte puțin ulei, condimentăm cărnița asta, o scăpăm de piele și ce mai are ea pe acolo și băgăm cu sare, cu piper, punem niște boia de ăsta nebun, avem aici niște, nu, băgăm niște de ăsta. Și vom pune peste linte ceva boia dulce, am înțeles, nu, boia dulce punem peste ceapă, deci vom pune aici ceapă la călit și aici vom găti puiul. Bun, hai să vedem ce se. Puiul are 1033 de grame, deci un kg și 30 grame, să vedem cât rămâne din el. Puiul este condimentat, facem grătarele aici, avem foarte, foarte puțin ulei. Fac o chestie un pic cam mult, să mai dăm jos. Pe tot. Ce au mai rămas? Bam! Mă lasă și câteva picături de ulei aici, bam! Aici facem grătarele. Revin cu ceapa. Aici totul este în siguranță, să băgăm mâna, să vedem electrice. Bun, aici avem ceapa caramelizată, cică, puiuțul. Și ne vedem după ce termin cu haleala și să vă arăt exact și cât a durat. Până acum fierbe lintea de 18 minute, deci o lăsăm până la 25 și vedem ce iese. Bam! Deci, oficial, mi-a mai rămas, caserola are undeva la 110 grame, deci mi-a mai rămas undeva la 680, hai să zicem 700 de grame de pui. Deci, dintr-un kilogram mi s-a dus 30%. Cam atât mi-a mai rămas. Mai am aici, nu știu cât să zic, ăsta e deja gata că l-am gustat, ăsta e deja, dar mai fierbe un pic. Aici mai am vreo 2 minute, aici este ora 18:15, nu știu la cât am început exact, dar facem calculul după ce terminăm. Deja am spălat și vasele, totul e gata. Pe astea pot să le duc în timp ce mi se fierbe mie mâncarea acolo și încă 5 minute maxim în plus mai durează. Deci să zicem că un 18:20, ne vedem din cameră. Balaurii mei, după cum v-am și promis, ceapa caramelizată. Aici avem 700 grame de pui și aici avem 1 kg de linte pe care am să încerc să le bag la blender. Nu știu cât am stat, nu știu de la cât am început, dar nu cred că am stat mai mult de o oră. Bă, n-aș crede. Poate o oră și un pic, dar tot ceva e, n-aș crede. Că dacă am lăsat lintea vreo 35 de minute la fiert, în timpul ăsta mi-am și prăjit puiul, deci n-aș crede, dar vedem pe video unde voi scrie exact cât timp a durat și Doamne ajută să vedem ce este acum la blender. Că e o metodă cu linte bătută. Hai să vedem ce este. E bună și așa, sincer. Pui un pic de sare pe ea și chiar merge mâncată, dar hai să vedem ce este bătută, că arată bine așa cu sosul ăla caramelizat de la ceapă și nebunii. Mi s-a terminat și bateria până la urmă. Deci, îi dăm masa cu linte. 3, 2, 1... Să vedem ce a ieșit. Trebuie să iasă linte bătută. Ia să vedem. Stați un pic să las telefonul jos. Ia să vedem ce e aici, că pare ceva suc. Of, mă, blenderule. Ăsta loc să-mi facă piure, că trebuia să-l țin mai puțin. Ia să vedem ce este aici. Bum. Să pun în farfurie așa ceva, what the fuck. Bă, e suc. Ce fac cu el aici? Aici. Ba. Blenderul meu este de 1400 de W, mănâncă ca lumea și alunele dacă le bagi tot apă scoate din ele, bă, de stai. O să așteptăm un pic să vedem dacă se întărește sau ceva, că sigur se întărește pentru că absorbe apa. De obicei și eu când îmi fac fulgi de ovăz, dacă nu-i mănânc din prima după ce bag la blender, imediat, bam, se umflă și mai pot să mai beau shake-ul dacă mi-i pun în shaker. Așa, vom aștepta un pic, vom, ce să mai facem, deja am terminat, o să punem și niște pui aici, o să vedem ce iese. Revenim cu finalul! Bă, deci nu-mi vine să cred. În plan mi-a fost să fac linte bătută și, sincer să fiu, o poți face bătută acum la blender, nu știu, 2 secunde maxim că iese bătută. Dar am ținut-o puțin mai mult și ca să vedeți ce mi s-a întâmplat. A ieșit piure de linte cu ceapă caramelizată și pui. Mami, când vezi acest video, cred că ești mândră de mine.
Mi-a ieșit piure de linte, n-am făcut niciodată, n-am gătit niciodată linte. Pentru prima dată când am făcut asta, sincer, are un gust super bun, deci... Frate, deja să vă arăt că și mănânc, adică gen, chiar este comestibil, ia uitați cum stă pe furculiță, ia. Wow, ia. I-am pus un pic de sare, foarte, foarte puțină sare. Bă, și cu ceapa asta caramelizată, deci... Mamă, deci chiar vă recomand să încercați. Eu am vrut să fac o chestie, mi-a ieșit altă chestie. Deci minunat tot ce s-a întâmplat. Deci pe cuvântul meu, bă, a ieșit blană. Mamă, ce bun a ieșit. Băi, da, o să încerc să pregătesc acest videoclip pentru mâine. N-am editat până acum niciun vlog, dar ăsta este primul pe care le editez. Vlog, nu sketch, sketchul am editat. Și să vedem ce iese. Da, am terminat și cu acest videoclip. Nu uitați să dați follow la Emilus www, cum zice Google Translate. Nu uitați să dați follow la Youngish Alex, cel mai bun editor de pe planetă. Nu uitați să aprindeți talanga acasă, să vă trezesc dimineața cu prostiile mele pe care le mai fac. Nu uitați să dați like, subscribe, bă, apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Așa mă puteți sprijini pe mine în mod direct și o să am o motivație mult, mult mai mare să mai postez. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă aveți vreo sugestie pentru, nu știu, să fac altă mâncare pe care n-am mai încercat-o sau alt tip de mâncare. Chiar vă rog frumos să scrieți în comentarii. Lăsați-mi în comentarii nebuniile voastre ca să pot să fac și alte videoclipuri amuzante, la fel ca și ăsta. Deci, hai de cap meu, ce mi-a ieșit. Să super mândru de mine. Ne revedem data viitoare. Pa!